În postul mare, când omul trebuie să gândească la sufletul lui, întreprind asemenea mușelini. Și același lucru la icoane, la pancieni și pe mulțumesc, domnul Vasilis, aici. Vedeți, dumneavoastră, că atunci când puterea sovietică, adică ne-a eliminat în ghilimele pe noi, din ce din Bucovina, din actuala regiune Cernuță, puterea sovietică avea un plan bine chipzuit, gândit cum trebuie de acționat împotriva aia teritoriul regiunii noastre. Ei întâi au început masacre. A doua au început deportări. A treia, a doua deportări care au fost deportați credincioși. Mai tare au suferit credincioși care erau egoviști, pe cei îi judecau. Iar pe cei baptiști, martor lui Iehova, da, pe cei judecau pe 4 ani. De ce vă spun? Fiindcă știu că socrii au fost egoviți și tot au fost 4 ani judecați. Restul nu. I-au luat și i-au deportat, nu pe toți, pe parte i-au deportat ca să-i distrugă locul unde se află, ca să nu se mai dezvolte setnic, cum se numeau atunci. Și la urmă mai început strămutările, dacă țineți minte. Asta după război. Asta, da. Tot este planul organizat, toate porcările este fost organizat de puterea sovietică. Foame. După foamea, toate este au fost bine gândite, chipzuite și... Acum, nu am avut numai un raport. La 1? La 1. La conferință internațională. Avem vorbitor. Rugăm pe reprezentantul Consulatului General al României la Cernuță să ne spui un cuvânt.